interesse proprio di 34,4 decimetri quadrati, care contractul încetat din 31-12-2013, iar de atunci nu a fost pus la licitație până în prezent. Pe terenul respectiv există o construcție și a funcționat activitatea de comerț. E vorba de societatea SC Polmul Trust. Deci din toată perioada, din 2014-14 și până în prezent, nu a plătit chirie pe terenul respectiv. Continuare, dau cuvântul domnilor consilieri. Cine se ține la cuvânt? Domnul Valăcină, cine se mai ține la cuvânt? Eu aș avea o întrebare, care eu am luat pentru toate cele trei care se pot la închiriere, la licitație. Dacă din documentație am văzut că licitația se face până la sfârșitul anului, de ce nu se face pe un an de zile? Până se încheie toată procedura de licitație, până se fac contractele, până ne vom trezi la începutul lui decembrie. Contractul va fi valabil încă 3-4 săptămâni. Haideți să le facem pe perioade. Ele probabil că toate sunt ale celor care deja au spații pe teren. Da, chiar la care n-am plătit e ca ciudat, nu? Știți? Nu știu ce ciudat. Eu mă refer o să facem o licitație la începutul lui decembrie, la începutul ianuarie pentru acele spații, să facem încă o licitație. Acum, pentru toate spațiile, în decembrie o să intre un proiect de hotărâre pe care o să se supună la vot, cu prelungirea tuturor contractelor de închiriere. Sunt contracte care expiră în aprilie, sunt care expiră în august, și nu mă referiți strict la procedură. O să faceți în termen de 2 luni consecutive procedură pentru acele spații. Da. Se va prelungi prin act adițional. Pe la 1 ianuarie. Le-ați tipat acolo, 2017 și așa. Până în 31 aprilie. Nu s-a aprobat de taxele. Dar nu s-a aprobat de taxele. Nu s-a aprobat de taxele. Dar aprobat de atunci poți. Da, dar nu e o licitație acum. Înțeleg că la anul vom face doar acta de Dacă este mai mare, tariful va scădea, decât dacă este mai mic, va crește. Da, și am văzut și eu că durata de valabilitate a contractelor va fi de la data ultimului semnatar până la sfârșitul anului. Care va însemna probabil câte mai multe. Moș Crăciun. Până ne rugăm licitația, apa pe două lucruri. O să vedeți cum durează și până se semnează de toate părțile și contractele și va avea valabilitate până la sfârșitul. Deci am spus, să fie valabil și pe toate. Specific acum că îi dăm un timp de 3 zile. Simplificăm, doamna consilier, așa am găsit și spațiu când s-a ocupat și nu plătea chirie. Simplificăm. Este vorba de 120 de metri a avut contract pe 34, care eu i-am licitat. Acum n-a avut, a fost colegă cu noi în consiliu, doamna Nicoleta Olariu. Cine este pentru adoptarea cinei hotărâri? Împotrivă? Se abține cineva? Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Articolul 4. În vot se trece. Da? Vorbim la concesiune. Cu bază de luni contract de încredere pentru că pentru alții concesiune. La punctul 38. Doamna vicepreanță, nu pot să facă. Când a stat-o din toată ședință.
Eu vorbesc! Ce zic pe pâine nu iese pe realitate? Mă văd asta, pe voastră, că vă descurcați. Da, pe concret, pe concret. Pe concret. Aici mai vă iubesc. Pe cuvânt, mă iubesc. Aici mai vă iubesc. Să încercați la puțin. Domnul Poz, vice primar, vorbea foarte mult. Doamna, doamna actuală viceprimar nu vorbește deloc. Spune că eu vorbesc ca tine. Nu vorbesc ca tine, vorbesc concret. Cum mi se pare normal unii să intre în licitație pe un an de zile, pe trei zile și alții să meargă pe 10 ani de zile? Dacă se pare normal, dar de partid mai trebuie să vă întrebăm, să vă întrebăm acum în Consiliu, că poate sunt dumneavoastră, sunteți viceprimar, pe poliție. Este solicitarea cetățeanului. Iar noi punem pe ordinea de solicitarea cetățeanului. Consiliul local este organul legislativ. Un euro pe metru pătrat pe 20 de ani. Numai 4 euro pe metru pătrat, care dați cu 10 euro pe euro pe metru pătrat. Nu pun, păi dar nu pot să pun 1,4 euro pe metru pătrat pe lună. Nu? Și dau concesiune. Hai să fim serioși. Adică aia ce vor face? Aia vor lua foc aia din cadrul pieței. Adică, adică din 60 de contracte, 40 sau 30 de contracte, unul concesiune scoți, fraierii. Dar e fără concesiune. Dumneavoastră hotărâți, exact cu hotărâți așa se face. Nu vă face nicio grijă. Mi este rușine să cer că sunt consilier, mi este rușine că de la Lyon era... era în poziția Ghiu, cel de 40 de ani. Acum am fost în poziția Ghiu. Atunci așeleați? Poftiți? Atunci așeleați? Nu știu, că n-am interes. Am plume cu memoria, domnul. Dar eu, doamna vice... Dacă n-am vorbit 40 de ani... Aveți unul pe ordinea de zile. Poftiți? Aveți unul pe ordinea de zile. Vă rog să-l picați. Vă rog, dacă sunt de stat. Picați-mi chiar, vă rugați. Vă rugați. Solicitarea dumneavoastră... Vă rugați să vă dau masca. Picați. Pe cuvântul lor de la asta. Nu, n-ați înțeles. Solicitarea este obligată. Nu se duce pe ordinea de zi. Și nu te-ai putut să vreau să hotărâți. Ce te vrei? Am spus o chestie, n-am spus că să nu-i dăm. Am spus altceva. Încercăm să cântărim aici cât de cât de chiar pe aceeași oca. Asta-i tot. N-am spus nu dați. Dați-i. Dar pe aceeași cântări, nu. Unul cu 20 și altul cu 80 de lei. Asta vreau să vă explic. Asta tot, nimic altceva. Hai, domnul, că dați drumul la peste. Scuzați. Asta e cel mai mișto. Domnul primar mă atâță, eu vorbesc, vă dau de Triada, perfect. Domnul președinte, cei scriși pe buletinul de vot au fost votați în unanimitatea celor trei. Deci articolul 4 a fost adoptat. Articolul 5 este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Articolul 6, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Articolul 7, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Articolul 8, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Hotărârea 344, care înseamnă cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Hotărârea 344 a fost adoptată.